Salut oameni buni și bine ați venit la un nou draft Facem noi drafturi cu toți jucătorii futis Deja o patra echipă băgată O tonă de jucători de 99 S-a dat drumul și la draft token Deci din ce în ce mai multe drafturi Care vor aduce echipe colosale Hai să-i dăm bătaie și astăzi dacă vrei să cumperi coins la FC24 pentru a lua cei mai buni jucători din Ultimate Team, intră pe u 7 buy și folosește codul TO pentru 6% reducere. Pe site găsiți tot ce ține de FC24 la cele mai bune prețuri, iar linkul este în descriere. Iată-ne din nou pe ele și bineînțeles, hai cu un like acolo să facem și noi cât mai multe pentru ce se întâmplă aici, Ultimate Team-ul la nivelul maxat la care putea să ajungă. Și noi avem 4 draft tokens doar în acest moment, cam unul pe zi se bagă, mai vin și din alte direcții, deci e nu mai bine pentru a face echipe monstruoase. O să încercăm cu 4-3-3 atac. Mai era 4-3-2-1, îmi plac toate sistemele alea. Am mai văzut și un draft de 96 rating într-o 4-3-3 atac, acum sper și eu la cei mai buni. Mergem cu Aitara și o să alegem banda stângă. Mamă, banda stângă. Că te pot veni acolo Momentan e Rayton Haide Right back Ok, total random facem echipa asta Nu o să aibă un sens Aramburu e bun E fundaș central Dacă e cazul Ia să luăm și de pe stânga Nu devine full gold Player pick de la cu Robertson Cu toată lumea Lawrence e doar left back Deci patru carduri Nimic roz Închetia ah, E un dezastru până aici Niciun icon Wow Ok, echipa asta chiar lasă de dorit, mi se pare că suntem prea slabi. Ce s-a întâmplat aici? Vine Figo, hai să luăm Hansen. Nu se iau Figo, doar așa. Dacă e un icon, trebuie să fie tare. Dar echipa mai slabă ca asta n-am mai făcut de foarte mult timp. Deci primul draft e de discard total. Uite, full icon aici. Și o să luăm liniștiți pe Cafu. Hai că de aici nu mai legende, ia. Danso, merge. Tot 95. Deci cumva avem o defensivă cu ceva rating O, Desa, șeful Bun, Aramburu rămâne acolo Cafu... fu... Ca mai a fost Nu știu, n-are unde să mai intre În atac O, oh, George Best Da, mă, 98 George Best E tare că e mijlocaș central ofensiv Dacă e nevoie Deci băgăm acolo Best Inima echipei Jucătorul de 98 Ce portar Am auzit și au început să vină Futis Iată, fiti Zykens Două carduri bombă, avem oricum 94 rating așa Nu știu cum merge calculul ăsta Fratesi și Craif, dar chiar aș vrea să dea un Craif Cu adevărat bombă Îl aștept pe cel de 98 Acela ne ridică Rodri și Diaș, dar sunt prea mulți fundași uh, Mai este Pușcaș Încă nu avem o mână atac Momentan o să mergem cu varianta Rodri Că el ar putea să fie titular Că altfel, oricum stă pe bacă, iarăși vine Crife de 95, deci nu mai poți la dat. Deci asta e în imposibilitatea de a-l refuza. Ce poți să mai faci? De câte ori să refuzi o Crive? Cred că a venit de 4 ori. N-ar fi venit la bând de tot. Gheioro. Da, suntem în urmă. Încă nu avem suficient jucători și nu cred că mai vin Messi. Clar nu mai vin decât Kami sau CME. E un KK și mai este Abili. Deci putem să luăm Abili. Și cumva Besto se treacă pe dreapta acolo Da, nu avem un atac prea strălucit Bruno Ghimaraes, Mateus Mamă, Mateus Și ăsta joacă CB Deci o situație unde, iată, am schimbat mijlocul iar Rodi are schimb două puncte, ramburu, are și el două să Putem să scoatem, să-l băgăm pe Cafu Banca e ok, iese 94 sigur Dar rest, ce să faci cu ăștia? Nu știu dacă ne iese chem mai bun cu Cafu O să încercăm acum să vedem Iată, Taramburu are full acolo o, Ok, putem să lăsăm Deci în acest moment avem full chem A fost atât de simplu Cu Guardiol care joacă left back Deci Lorenz e -a out Și avea un chem care erau amândoi de la City Cu o bancă bună nu sărim la 95 Hai că și echipa asta acum a început Și tot este de 127 Chiar solid și cu 92 82 da, banca e cam pe la 90 rating cu majoritatea jucătorilor. Până la urmă au venit Iconii, că nu era niciun Icon și au apărut o grămadă. Băi, e un start în regulă. Pe repede înainte această echipă care nu părea că va rupe norii, dar o încălzire corectă. Se duc banii, nu știu, mai am vreo demande, vreo 3 drafturi, așa. 4-5-1, atac, 4-3-2-1. Bă, mergem cu 4-3-2-1. Poate era un clasic la finalul zilei. Salah. Hai că nu prea l-am văzut pe sărac, dar... Da, ce diferență la un 90? Hai să sacau. Deși saca are un 98 care a mai venit. Mamă, în ori, parcă par par nu mă vor aceste echipe. Sătău, frate. Dacă e bun striker, o avem viitor. E ham. Poate e center forward. Hai cu 98 aici. Zola, hălit. Mamă, teroare. Doamne, atacul e de... Ianuarie, februarie. Ceva de genul ăsta Și în combinația asta mai vine totuși o Craif, haide! De aici ne repliem Uite, îl tot căutam pe acel Craif de 98 Mamă, ce-mi place cardul, Oblac în poartă În regulă, deci portarie? e Mai aveți două sloturi de portar, vor fi la portari Oh, Fabi Ruiz Belea Ok, Craif, Fabi Ruiz Oblac de ne în fundea aștepta bombă Ne-a lăsat așa ne a lăsat, <laughs> lăsat amanet la mijloc. Al treilea Kessler. A treia e Kessler, de fapt. Și în centru apărării, la Celtic. N Am multe carduri slabe, picuri moarte, așa. Firmino. Cu Firmino parcă ai jucat mai degrabă decât cu Zola. Doar că la Firmino nu prea e cum să-i dai che mamă, Virgilul. 99, Van Dyke. E, olandezii de fier sunt ăștia. Van Dyke și eu, Harcraft. Apărarea și atacul ținute de portocala mecanică. Wow, ce nivel au aceste carduri. Pe stânga Roberto Carlos. E ok Roberto Carlos. Acum încă pot veni carduri de 95 care o duc mai bine. O blacă aici. 94 e. Dar avem 77-le. 89 ăsta. Ne mai trebuie minimul vârf. Dar clar ne trebuie un fundaj dreapta. Mamă. Vidici, libali și Shalai. Aș lua Vidici. Cam stânca acolo. Sau că le duc libali? Și asta e o variantă, că cu Arabia Saudită. Bă, mergem cu care duc libali toți plus. Sunt în full. El și cu Firmino. Aici că un fundaș. Doamne, să fie pe dreapta. Wow, chimic, da, mă, da. Chimic acolo, fix ce aveam nevoie. Băi, partea dreaptă. Dacă tragem cortina peste ce stânga dreapta e de 96 rating. Avem 96 plus acolo. Problema e pe stânga acolo, că acolo nu sunt jucătorii de care avem nevoie. Încă 5 carduri. Dacă ar veni vârf CM, mari de tot așa. Dar ce vârf să dea asta? Aflăm, hai să vedem. Pușcaș? da. Pușcaș de 92. Doamne, vârful, frate, vârful de 99 Hai, nimeni acolo pentru noi Weaver Da, nu cred că atingem de data asta Zambrota, Pele A, Pelinio, mă Nu ne lasă Pele la greu E, acum avem și vârful Oare putem să facem salturi Banca nu era Iată că momentan 91 plus pe bancă Avem un card de 91 nu, no, ne trebuie clar minimum mijlocaș central tare de tot. Iată că jumătate în primul 11 e foc rău. Arată bine echipa asta. La mijloc Ture. Băi, tot un plus. Să luăm pe Ture, nu mai avem pe cine băga. Doar pe chimic, fundaj de apta n-avem. N-aș risca. Îl luăm pe Ture. Ture acolo... Îl duce pe Fabian Ruiz într-un punct. E, la Fabian Ruiz ne chem. Wow, sau 99 oh, oh. Mamă, oare mai bine luam Savio Doamne, s-a făcut o prostie Du-te, mă, ce cartă are sau Nu cred, 29, dribling, 29, defending S-a terminat și mecheria Mamă, saua, Du-te Bubuiala de pe lume Wow Avem O jumătate de echipă Astea patru carduri de pe stânga ce mai slabe, dar rest Super rău de tot oh, și Michael Portar Și Portar mai șmecher Ca o A dat de toate Dar ce mijloc e okay. Du-te, sau a fătis Și uite care artistul fix să-i dea passing-ul, dribbling-ul și defending-ul tot la 99 Bă, la Fabi Ruiz e belea că trebuie un antrenor spaniol o, Oricum o dai Full nare. Într un spaniol ar salva puțin. Este acolo, da, mă, mereu Manolo Marchez salvează. Eu tu, pe antrenoarea asta, Venezuela. Da, un draft de 128, iarăși, cred că la un pas, frate, de 96 rating. Două carduri 99, sau așa și Van Dijk Mamă, deci are 99 la pace, shooting, passing și dribbling cu catalist. E unul dintre cei mai complex jucători pe care am avut vreodată între echipă. Primul meci. Ter Stegen, gata să ia multe. Ia uite. FUTIZ Pastor și Park Ji pe stânga. Da, e clar de parte de mai astea două. Sau și Craif. Am cred că are 100 de. Uitați-vă cât de sus E haos. Dar noi avem jucătorii perfecti. Craif sau A. Primino. un tehnic. Mingea trebuie să curgă. Pele. Hai, Pele. N-a trecut de Bares. Asta că vine Calidu. Sau l-avem pe Kimich. Joshua, mă. Spre Crive. Preia și atacat acolo, dar rămâne la minge, că e magician. 1-0 pentru că e prea bun, Johan. Mamă. Hai, Carlos, du-te pe Messi. Roberto Carlos. Nu-l prinde pe Messi. S-a aruncat târziu și Schmeichel. Zici că n-a avut pic de reflex. Firmino, brav. Tot cu Johan Cruyff. Reluarea lui Cruyff, dar se află acolo Mertongen. Ce situație. E nimic că vine Cruyff aici. Hopa. Cruyff. Ce să-i faci lui Johan Cruyff care trece printre toți oamenii din careul advers. Un careu foarte aglomerat. Și mai dă un gol 2 la 1. Oh, doamne Fugi, du-te, Craif Bine, pe acolo Îi trimite, bine, rău și o mică de viată de baresi Acum parcă sunt fundați și prea retrași Și suferă, din punctul ăsta de vedere Poate a schimbat tactica Oh, craif Hai, craif are și power shot plus Iohan, craif trage, dar slab aici Doamne, mai bine mai avansam E bine să Rezolvăm totuși meciul. Cruyff a trecut de ei că distartă reprizei. 4 la 1. La cabine a intrat antrenorul nostru spaniol în ei. Și le-a spus că e momentul să decidă meciul. Hai, Cruyff. Troge, Cruyff, mamă, bară. Doamne, e de aproape de pe loc. Și a un având minimal Nu te crai, la revedere Crai este careu de exteriorul Manita Și va ieși la 5 goluri uh, încasate Avem prima victorie Meciul 2, ce e în poartă? La pe Frippi 99, Cantona Futis Ok, 4-3-2, destul de bazat Doar că în apărare e Frippogărest N-ar surprinde restul Nu neapărat să-i țină pe Cruyff și Sawa Vine Cruyff, cum a plecat printre ce doi fundași Vine și șutul său, aștepta momentul potrivit Dau pe șut și el stă până când e momentul Mamă, așa ceva? Uitați-vă cum ezită să dea când am apăsat eu Doamne, este la 1-0 și n-a vrut să se mai bată Hai să vedem dacă ne ține cineva piept Trebuie să găm portar în față Bercam cu papa. Oh, dacă ne dă le papa, nu are și, are și pe Sawa 99. No? Oh, oh, să fie dor, celălalt Sawa. Duelul japonezelor minune, chiar acum în meciul 3. Oh, ce șut, mă, bă, bă, nu se poate. Oh, pune și pauză, știu ce care e faza. Probabil să ies direct. Hai, crei. Du-te, Craif, Nu te opri, craifule! Vine și șutul s-a dat la apără, Doamne cum s-a aruncat! Mamă, Docu! Încă una, Doku Ce are Docu? Doamne, ne spulberă belgeanu! Băi, ce? Na, asta are ceva! Vă zic, cred că a dat de mare hacker. Imposibil! Oricând a apăsat pe șut. Nu mă vinclu, vinclu curat. Acum clar avem un nivel al acestor carduri, dar portarul nostru are 97. Stai puțin așa, n-a dat nici timing. Și parcă au și o viteză în plus. Ce se întâmplă? E uite cât de rapid a fost adversarul aici. Deci care slidere? Mamă, e de la mare de tot. Înseamnă că putem să-l facem cumva. Uite, un penalti. Nu? Pe bune? Ce bă? Ia. Si acum dă penalti. E problemă undeva, vă zic. Stânga jos, doamne, nu te arunca acolo. Bun, gol. 3 la 1 Hai Cruyff de gol bă Nu există Cum adică N-a putut să dea cu cap acolo Incredibil Hai sau a la scurt Bravo mă Saua 3 la 2 Hai că poate pur și simplu scriptul a fost decisiv, nu, mă, nu am idee, pur și simplu a zburat spre 3 la 0, s-a mai întâmplat asta în trecut. Ne-am mai revenit din pumni la 3 la 0. Hai să vedem faza asta. Mercamp. Da, e bine. L-am forțat să șteze mai devreme pentru că era presat de Virgil și era frică de Virgil 99. Bine, sau Pele. Hai nu te opri pe el. Am în centru, așteptăm să vină Saua, Pele este încă acolo. Pele pe jos, frumos, 3 la 3, da. Hai că ne-am revenit. Pornisem cu mare frică la 3 la 0 Am zis că ne dă o mur băiatul Bine Craif Oprește Craif Portarul ieșit și e 4 la 3 revotada! Bine Finala trebuie să ne aștepte Haide Pele bine Craif mă bară Doamne 5 la 3 era visul Se împotrivește bara momentan Vine Craif. Pele. Pele într-o poziție aproape perfectă. Doamne, mai trebuia să treacă puțin în centru. Craif bine. Vine șutul, da. 5 la 3. Revenire aproape completă. Suntem în avantaj de două goluri. Ce tare e meciul. Veto Firmino. Portarul ieșit. Firmino, spectacol brazilian! Așa de asta da gol Este aiurea cu portarul L-am dovedit Ne așteaptă finala Finala Șmachel poartă la fel ca la noi Ronaldo, De Bruyne, Douglas, Luiz Dar interesant mijloc Nu era echipa Ref în centru Mingea lui pe spate Dă cu capul la Sawa. Saua trebuie să lovească Nu o faci E încă acolo Johan Oare cum ajungem spre el? Oh, ce pasă la Fabi Ruiz, da mă, da! Fabian Ruiz cu mingea împinsă pe lângă portar pe jos, la ăla la bun de tot. Iar uh, intrăm în avantaj, dominăm. Draftul nostru nu există. Are cum să ne stea în cale. Avem echipa prea bună. Bună, pasă, au pe pele că s-a bătut. Pele, cu șutul! Aha, oh, a dat peste! Bă, ratagiule. Cum a ratat în halul ăsta? Inexplicabil! Calidu, Nu, degeaba ne-am dus ca dintr-un Ronaldo, 1 la 1 Păcat, pentru că puteam să ne mașinăm diferența de scor Bobo, ce cărcăi! Fabi Ruiz! Pele, dă gol 2 acolo care blochează cele din urmă. Pele, superb. Saua are controlul. Are agilitatea, dar sunt prea mulți acolo. Roberto Carlos. Șutul este fix la tac. Uite ce a bogat tac piciorul acolo. Bună pas. Crai, și el cu preluarea, mamă. Da, la superlativ uh, nivelul acestei faze și viteza și Pele urcă, primește Pele Trece de ta care l-a secerat Nu prea mai avea ce să facă, trebuia să intre dur Pele ar putea să dea gol de 3 la 1 Dreapta sus, e gol Așa, da Începe să ne fructificăm șansele într-un final Hai Saua, 29 no, no, Saua Se duce și ratează Haide Ce-o fi fost aici? Firmino, eu ce o să ai trebat Că nu mai are pic de răbdare Mai dăm una și e gata meciul Firmino se strecoară printre ei Firmino Ce l-a arătat-o Ce carduri futis și dești. E tot Roberto Firmino șmecherul Bine, Raifu Ăsta da, ăsta știe 5 goluri în finală Am spulberat pe toată lumea cu această echipă Sau, hai oh, Schimbarea de direcție l-a făcut și Ahmad Cartonaș roșu Zanetti care și-a tot pierdut cumpătul Și Tele poate să facă 6 la 1 Am dat uh, cu fines Vreau să plasăm frumos oricum are roșu, nu cred că mai joacă. Și așa sunt tot precipitat, n-am mai avut chef. A bătut pe toată lumea. Cine de la patru victorii. Hai cu un pachet bun. Mega Pack primul gol player spec. Am tot primit așa. Primul gol player spec și Mega Pack. Hai cu Mega Pack-ul. Am găsit pachetele la final. Carte gold. Da, pati e Cristiano Ronaldo. Da, e Cristiano Ronaldo de gold. Wow. Bănuiesc că era gold pe avem multe pachete pe aici. Vreau să le deschidem și pe acesta, fără card special N-a fost cu șanse, iarăși mult mai rău Oricum l-a dat pe regele de-a Cere 7 e un Patrick Schick de aici Și ca să fie interesant, hai să băgăm și un pachet cu 3 de peste 83, dar Dar nu e cu noroc, nu o să lungim pe copăringul de la final Știți că dă jucători de ăștia principal Sper că v am plăcut acest draft, bombă! Iarăși, Ia bă, l-am un card de 96 când vine ăla și pe aia băgăm challenge-uri și de-astea și battle-uri, o, oh, să fie superb, așa că stați pe aproape, hai cu like-ul acolo, acolo, cam atât de data asta. Pa, pa!